Zile, în dimineața asta, la Psalmul 27. Psalmul 27 este un psalm al lui David. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de-ar tăbără împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar un război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Nu mi-ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa. Nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele, căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea ta. Și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii, nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Amin. Acest psalm al lui David vorbește despre un timp de răstriște, un timp în care David se teme pentru viața lui, pentru lucrurile care se pot întâmpla. Se teme de inamici, de vrăjmași, cum îi numește el, și în același timp îl prezintă pe Domnul ca fiind scutul, stânca, adăpostul în timpul furtunii. Îl prezintă pe Domnul ca fiind un loc de scăpare. Nu în ultimul rând, David își exprimă dorința arzătoare de a locui în casa Domnului, de a fi în permanență în prezența Lui. Și psalmul pe care l-am citit este un psalm profetic, pentru că multe din lucrurile pe care psalmul le prezintă le putem aplica la Domnul Hristos. Nu știu în ce măsură a știut David în momentul în care a compus psalmul că există inspirație și există trimitere la ce urma să se întâmple peste vremi cu Domnul Hristos. Și e minunat să știm că avem în Dumnezeu ocrotitorul perfect. Și psalmul începe cu expresia Domnul este lumina și mântuirea mea. Ce înseamnă? David folosește de mai multe ori cuvântul Domnul este lumina și spune cuvântul tău este o lumină pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Ce înseamnă că Domnul este lumină? Înseamnă că trăiesc în fiecare zi ascultând de El, căutându-L pe El. Și până la urmă la asta se rezumă viața unui credincios, viața unui om care a fost mântuit și care a fost înviat din moarte spirituală la viață. Înseamnă că în fiecare zi este dependent de Dumnezeu. Că în fiecare zi, în întunere, cu un bezna lumii, vieții de zi cu zi, el caută să găsească lumina, să găsească care e calea bună. Și calea lui Dumnezeu o putem găsi doar îndreptându-ne după cuvântul Lui.
Foarte multe filozofii există în lume și foarte multe lucruri ni se par bune și există tot felul de experți în cum să trăiești și cum să ai pace cu tine însuți și cum să fii bine cu tine. Dar nimeni nu spune să fii bine cu Dumnezeu. Și Scriptura ne vorbește exact despre relația dintre om și Dumnezeu. Că nu trebuie să fim bine cu noi. Că trebuie să avem pace cu Dumnezeu și după aceea vom avea pace cu noi. Oamenii inversează lucrurile și pun ființa umană în centru și spun trebuie să fim păcat cu tine. Și psihologii moderni găsesc o grămadă de explicații care să spună de ce nu greșești și de ce tu ai dreptate și găsesc o grămadă de metode care să-ți atrofieze conștiința. Când de fapt nu e vorba despre a fi bine cu tine, ci e vorba de a umbla în lumina lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că oamenii au o fugă naturală de lumină și o întoarcere spre întuneric. Omul neregenerat nu iubește lumină. Venirea lui Hristos e comparată cu venirea luminii în lume. Și odată ce a venit lumina în lume, oamenii n-au dat năvală, pentru că lumina era extraordinară. Ci au căutat să se retragă în întuneric, pentru că faptele lor erau rele. Asta ne spune Scriptura. Cei ce sunt ai Domnului, caută să umble în lumina Lui. De foarte multe ori, lumina asta e prea orbitoare pentru noi. Ne deranjează. Ne deranjează atunci când trebuie să îndreptăm anumite lucruri, când anumite lucruri ies la vedere. Dar toate astea Dumnezeu le face pentru ca noi să putem învăța. Suntem în școala Lui și ăsta e unul dintre cele mai frumoase lucruri. Suntem în școala Domnului și El ca un pedagog știe să ne îndrepte și să ne pedepsească, spune traducerea Cornilescu. Dar o expresie mai bună și mai potrivită ar fi știe să ne disciplineze. Și e important ca noi să învățăm din lecțiile pe care Dumnezeu ni le predă. Și asemenea unui pedagog, dacă nu învățăm o lecție, o să ne întoarcem mai devreme sau mai târziu la ea. O să trebuiască să o repetăm, să trecem din nou printr-o experiență ca să putem fi plăcuți înaintea Lui. Spune Scriptura că Domnul ne tratează ca un părinte care vrea să-și învețe copiii. În vremea aceea, foarte mult din școală o făceai acasă cu părintele și părintele era pedagogul. Scriptura ne spune, nu o să aveți parte de mustrare, nu o să aveți parte de îndreptare dacă sunteți copii ilegitim, dacă sunteți feciori din curvie. Dar pentru că sunteți copii ai Tatălui, El folosește nuiaua, disciplinarea, ca să ne aducă acolo unde vrea El să fim. Tot David folosește expresia toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Și asta înseamnă o atenționare cu blândețe. David era conștient că Dumnezeu îi disciplinează pe cei ce sunt ai Săi. Și da, nu ne place. Ne doare atunci când Dumnezeu se atinge de unele lucruri care ne plac nouă, dar nu face pentru că ne vrea rău. Și chiar dacă ne lasă să trecem prin lucruri grele, că până la urmă despre asta e vorba în psalm, despre o stare de neliniște, de stres major, de teamă. Și David spune, de cine să mă tem? Că Domnul-i tăria mea, El e lumina și mântuirea sau scăparea mea. Asta spune în primul verset. Nu? Avem motive să ne temem și avem motive să fim speriați chiar de mustrarea Lui. La important e să învățăm. Pentru că blândețea disciplinării Lui nu se compară cu nimic. Și oamenii din lume au parte de suferințe, au parte de dureri, dar asta nu-i face cu nimic mai bun și nu-i îndreaptă mai aproape de Dumnezeu. Domnul este scăparea mea. Teoretic știm că-L avem pe Domnul. Scriptura ne învață să aruncăm asupra Lui
toate poverile, toate îngrijorările noastre. Dar în practică facem lucrul ăsta. Fiecare dintre noi ratează lucrul ăsta. Atunci când trecem printr-o încercare, atunci când trecem printr-o situație dificilă, mai degrabă avem, Doamne, dar de ce mi se întâmplă mie lucrul ăsta? De ce îmi faci mie asta? Sau mai degrabă căutăm cu resursele noastre să rezolvăm problema și ne chinuim, să ne batem capul cum să găsim ieșire. Și Domnul nu intervine atâta vreme cât noi avem în minte planul A, planul B și planul C. Câte vreme există soluții, Domnul ne lasă să ne batem capul. Domnul intervine când strigăm la El și nu există nicio soluție. Pentru că poți să ai toți banii din lume, toate resursele, toate cunoștințele. Când vine vorba de anumite situații în viață, nu poți face nimic fără ajutorul lui Dumnezeu. Toți medicii din lume nu pot vindeca anumite boli. Toată influența din lume nu-ți poate prelungi zilele. Toți banii și toată influența nu pot să recupereze anumite pierderi dintr-o familie, anumite rupturi dintr-o relație. Lucrurile astea le poate face doar Dumnezeu. Și El ar trebui să fie cel la care alergăm cu problema noastră. În versetul 2 spune că înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carne, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Și eu văd asta ca o referire la evenimentul din grădină, în momentul în care i-a întrebat Domnul, tu ești? Și spune, da, eu sunt. Ei cad pe spate în momentul când Domnul rostește cuvintele astea. De asta spun că psalmul e unul profetic. Și în fața noastră, la fel cum în fața Domnului Hristos, să evit bariera asta a vrăjmașilor, vrăjmașii dau înapoi. Nu pentru că suntem noi tari, ci pentru că El este tare. Și El este acela care ne dă putere. Și ne dă cuvinte potrivite. Ce spune Scriptura? Când sunteți duși în fața lor, să nu vă faceți probleme ce o să vorbiți sau ce o să spuneți. Pentru că exact în momentul ăla eu vă voi da cuvintele potrivite. Ucenicii Domnului Hristos nu au fost oameni învățați, nu au studiat la academii, dar totuși atunci când au fost în fața mai marilor norodului, în fața religioșilor și cărturarilor zilei, în momentul când ei au vorbit, au fost ascultați și Scriptura spune că au cunoscut că umblaseră cu Isus. Asta e puterea pe care o avem atunci când umblăm împreună cu El. Oamenii ar trebui să cunoască că umblăm împreună cu El. Și asta ar trebui să se vadă în principiile noastre de viață, în felul în care vorbim, în felul în care ne comportăm și în felul în care răspundem la acuzații, la blam, la lucruri neadevărate. Asta s-a întâmplat și în cazul Domnului Hristos. În versetul 12 din Psalm spune: Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. Ce se întâmplă în momentul când Domnul Hristos i-a dus în fața marelui preot, în fața Sinedriului, nu? Aduc martori mincinoși, pentru că nu reușesc să-l învinuiască pe drept. Și atunci ai nevoie de oameni plătiți care să spună una și alta. Exact asta se întâmplă și când un credincios e denigrat. Oamenii, întotdeauna, dacă ne uităm la anabaptiști, li se inventau și li se puneau în cârcă tot felul de fapte și spuneau: Nu poți să fii atât de sfânt decât cu ajutorul diavolului. Nimeni nu trăiește așa decât dacă diavolul îi dă puterea asta. Exact asta se spune și în ortodoxie sau într-o parte din ortodoxie. Numai diavolul te face să trăiești așa ca să fii înșelat. Astea sunt acuzele care s-au adus unui credincios. Întotdeauna împotriva credincioșilor Domnului s-a aruncat cu noroi. Întotdeauna ei au fost blamați pe nedrept, cu martori mincinoși. Exact ce spune Scriptura. De fapt, Domnul Hristos spune că ce îi se va întâmpla lui, se va întâmpla și urmașilor lui.
Niciunde în Scriptură nu spune că o să avem o viață în care să nu avem parte de suferință. Nu, urmarea lui Hristos implică suferință. Urmarea lui Hristos implică sacrificii. Domnul Hristos spune chiar o psalmul spune chiar o oștire de-ar tăbără împotriva mea. Inima mea tot nu s-ar teme, chiar un război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Și lucrul ăsta se întâmplă în evenimentele finale din viața Domnului Hristos. În momentul când ceata cu bâte și ciomege ajunge în grădină, Domnul Hristos spune, am fost în fiecare zi în mijlocul vostru. N-ați venit să mă prindeți, dar acum e ceasul vostru. Oștirea asta formată ad hoc de mai mari norodului a venit să-l prinde și n-a venit ca după un om simplu care nu umbla nici cu arme, nici nu avea o armată la dispoziție, a venit ca și cum ar fi înaintat împotriva unui războinic. Domnul Hristos era Domnul Păcii și a rămas Domnul Păcii până la sfârșit. Degeaba Petru scoate sabia și încearcă să-l apere pe Domnul. Nu era nevoie de asta și Domnul condamnă gestul lui și repară gestul lui. Nu suntem chemați să folosim armele firii. Avem vrăjmași? Da, cu siguranță avem. Oricine umblă pe calea credinței va avea vrăjmași. În orice epocă. Chiar dacă trăim într-o epocă în care corectitudinea politică și politețea oamenilor are un anumit standard, cu toate astea, cei care îl urmează pe Domnul Hristos, cei care merg pe calea credinței, sunt urâți și sunt prigoniți. Și întotdeauna va fi la fel. Întrebarea este, suferim ocara lui Hristos? Suntem gata să suferim din partea lumii pentru că îl mărturisim pe El? Pentru că nu compromitem adevărul? Pentru că spunem adevărul? Sau mai degrabă ne este rușine? Vrem să fim acceptați de lume. Și în istorie, dacă ne uităm, în general, oamenii au căutat, bisericile, cu cât au devenit mai mari, au căutat să aibă un statut social. De asta clădirile arată într-un fel, a trebuit întotdeauna să fie una dintre cele mai mari clădiri din oraș, să invite oficialități ca să arate că nu suntem sectă, nu suntem ai nimănui, ci putem să stăm și noi la masă tratativelor cu mai mari zile. Avem prestigiu. La asta ne chema Domnul Hristos. De ce au făcut oamenii lucrurile astea? Ca să nu fie puși la colț, să nu fie discriminați, să nu fie rușinați. Nu, întotdeauna calea îngustă a fost numită sectă, partid, a fost respinsă. Niciodată creștinismul autentic nu a fost considerat ca ceva onorabil, ca ceva acceptat în societate. Pentru că oamenii îl urăsc pe Hristos. Oamenii care nu-L iubesc și nu-L cunosc, îl urăsc pe El. Și se luptă împotriva principiilor Lui. De ce își dorește David și spunem, doresc să locuiesc în casa Domnului? Și lucrul ăsta îl doresc fierbinte. În alte traduceri îmi doresc să mi se răspundă la întrebări cu privire la casa Domnului, la Dumnezeu, la măreția Lui. De ce își dorește asta? Pentru că el vedea dincolo de cortul pământesc în care se afla chivotul și în care se afla prezența Domnului. Viziunea lui era dincolo de lucrurile care se văd. Știa că există un cort în altă dimensiune, în cer. Un cort în care o să locuiești veșnic în prezența lui Dumnezeu. Un cort care nu va putea fi distrus. David era un entuziast. Și de asta spune Scriptura că era omul după inima lui Dumnezeu. David se bucura. În momentul în care a adus chivotul, David sare, țopăie ca un copil de bucurie. Chivotul a fost adus. Asta era inima lui David. Voia să-L cunoască pe Dumnezeu. Se bucura de bucuria poporului, de tot ce se întâmpla, de tot ce făcea Dumnezeu cu privire la el și cu privire la națiunea lui. De asta David e în stare să scrie psalmul pe care scrie, își mărturisește păcatul în psalm, își revarsă bucuria și dragostea pentru Dumnezeu cum nu o face nimeni.
Pentru că asta era cea mai mare bucurie a lui, să-L cunoască și să-L onoreze pe Dumnezeu. Am mai spus asta. Cum o să își doresc unii să fie niște credincioși mediocri, nu interesează nimic, nu poți vorbi cu ei din Scriptură, nu vin pe la adunare, pe la biserică, nu interesează nimic, dar își doresc să fie în cer. Dacă aici pe pământ prezența fraților te lasă rece, dacă aici pe pământ cuvântul Domnului nu te interesează, dacă aici pe pământ nu-ți place nici cântarea, nici lauda Domnului, cum o să-ți placă în cer? Cum poți să spui, o să-L iubesc pe Domnul atunci, dar acum când trebuie să mă întâlnesc cu frații, mai bine mă lua pescuit, mai bine mă lua lucru, mai bine fac orice altceva decât să fiu împreună cu frații. Cum o să te bucuri de părtășia cu frații? Cer. O veșnicie, nu câteva ore, nu câteva zile. Cerul e un loc în care cei care au știut să iubească pe Domnul și au știut să strângă împreună, să laude pe El, vor fi împreună. Nu e un loc în care cei care n-au fost interesați o să fie strânși și forțați să asculte cântări de laude. Asta nu se va întâmpla niciodată. E o aberație. Dacă n-ai reușit să fii îndrăgostit de Domnul, să-i faci voia, să încerci să înțelegi și să te raportezi corect, că până la urmă cel mai important lucru din viața unui om sau pe primul loc ar trebui să fie relația pe care el o are cu Dumnezeu. Cum îl înțelege pe Dumnezeu? Că dacă nu l-ai înțeles pe Dumnezeu și nu-L cunoști pe El, nu? Dar pentru un credincios ar trebui să fie o prioritate, la fel și dragostea de frați. Pentru că așa crești și așa te maturizezi spiritual. Frații sunt puși în adunare ca să ne îndrepte și ca să ne șlefuiască, să ne facă să semănăm mai mult cu Domnul Hristos. Ca într-o familie, nu? Venim în adunare din medii diferite, cu cunoștințe generale diferite, cu școlarizare diferită și cu toate astea conlucrăm împreună, ne îndreptăm unii pe alții, învățăm unii de la alții și mai presus de orice îl lăudăm și îl slujim pe El. Și din ceva imperfect, din ceva ce în mersul lumii n-ar putea funcționa, devine ceva funcțional, devine un organism viu, un organism format din pietre vii, puse împreună, care nu face altceva decât să-L glorifice pe El și să-L aibă pe Domnul Hristos în centru. Asta e casa pe care Domnul Hristos a gândit-o, ăsta e felul lui de eclesia, de adunare, în care El trebuie să fie lăudat și în care, cum spune rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea domnească, voia Lui este făcută precum în cer și pe pământ. E singurul loc de pe pământ unde voia lui Dumnezeu este făcută, ascultată. Adunarea Lui, pentru care El și-a dat viața să o răscumpere și să o facă perfectă. Nu pentru că ei ar fi perfect, pentru că nu sunt. Dar prin sângele Domnului Hristos, prin lentila asta a jertfei, a calvarului, Dumnezeu îi vede perfect. Și ei lucrează și îl așteaptă și într-o zi se vor bucura de intrarea în cer, la brațul Mirelui, împreună cu El. Asta e cea mai frumoasă nădejde. De-aia spun, cine nu iubește părtășia cu frații, cine nu iubește cuvântul Domnului și nu interesat de voia Lui aici pe pământ, nu o să aibă loc nici în cer. Pentru că acolo intră cei care s-au pregătit. Asta ne spune Scriptura, și-au vegheat. Domnul să ne ajute să facem parte dintre cei care se pregătesc și veghează. În versetul 5, Psalmistul spune că Cel mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. În Vechiul Testament există imaginea cetății de scăpare. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a hotărât că dacă cineva omoară pe altcineva în mod accidental
să poată fugi în cetatea de scăpare și nimeni să nu-i poată face nimic. Și asta e o imagine a locului în care noi avem acces. Putem să fugim la el, din mijlocul tumultului vieții. Am mai spus, viața asta cu toate greutățile, cu toate apăsările numite Valea Plângerii. Avem scăpare din Valea Plângerii pe stâncă, cum zice David, sau în cetatea de scăpare, în locul în care suntem protejați, în locul în care nu mai putem fi atinși de nimic. Imaginea pe care o dă Scriptura e una foarte puternică și spune despre credincioșii născuți din nou, noi suntem închiși în Hristos, în Dumnezeu. E ca un safe dublu din care nimeni nu te poate atinge. Cine o să ne smulgă din mâna lui? Întreabă Scriptura. Nimeni. Nimeni nu-i mai puternic decât Dumnezeu. El e invincibil și la El avem acces. După sacrificiul Domnului Hristos, după înălțarea, după învierea Lui, noi avem acces liber în prezența Lui. Am fost făcuți invulnerabili. A fost plătit pentru noi un preț. Dumnezeu și-a plătit lui arvuna și-a plătit avansul pentru ce avea să cumpere. Cine o să ia banii ăștia înapoi? Suntem în siguranță pe stâncă. Și întotdeauna să aveți în minte lucrul ăsta, că avem un loc în care putem alerga, un loc absolut sigur. Și locul ăsta e Dumnezeu. Dumnezeul nostru care ne-a promis protecția și ne-a promis însoțirea. Amintiți-vă că în mijlocul valurilor Domnul Hristos dormea în barca în care ucenicii credeau că se vor scufunda și strigă, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Știa Domnul ce se întâmpla? Normal că știa. Știa că ei vor alerga la El. Știa că se va întâmpla lucrul ăsta. Și Domnul liniștește valurile. Nu se poate întâmpla nimic, oricât ar fi valurile de mari, oricât s-ar agita lumea în jurul nostru, oricât ni s-ar părea că se termine totul. Domnul Hristos este la cârma vieții noastre. El știe de ce avem nevoie. El cunoaște durerile, cunoaște năzduințele noastre, cunoaște lucrurile pe care nici noi nu le cunoaștem despre noi și ne cunoaște slăbiciunile. Știe unde vom cădea, știe unde suntem vulnerabili. Domnul este stânca și cetatea de scăpare. Și atunci când suntem slabi, El ne are îngăduință față de noi. Dacă ne amintim de Lot, atunci când e scos afară din Sodoma, el vede o cetate mai apropiată și spune, nu cred că o să pot ajunge la munte, poate avea prieteni acolo, poate doar voia să scape cetatea respectivă și spune, lasă-mă măcar să ajung în cetatea asta. Și Domnul lasă. Domnul are îngăduință față de el. La fel face Domnul și cu noi. Atunci când noi spunem, nu mai pot, Domnul spune, mai poți puțin. Atunci când spune, vreau numai până aici, Domnul ne lasă să ajungem până acolo unde vrem noi. Tocmai pentru că e bun și îngăduitor și înțelege slăbiciunea noastră. Avem mereu o cetate de scăpare atunci când ne încredem în ea. Spune, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Asta făcea Domnul Hristos atunci când păcatul lumii apăsa asupra Lui. Spune, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Chiar dacă era greu, asta a fost momentul cel mai greu. Poate momentul cel mai greu din istoria lumii a fost faptul că Domnul Hristos a spus, las paharul să fie băut, las păcatele tuturor aleșilor să apese asupra mea. Un lucru care n-a fost vizibil cu ochiul liber și suferința a fost enormă. Dar și ascultarea a fost perfectă. Lucrul ăsta n-a putut fi văzut cu ochiul liber și nu l-a văzut nimeni. Cum păcatele tuturor aleșilor care au trăit și vor trăi vreodată au apăsat asupra Domnului Hristos. Dar lucrul ăsta, ascultarea Domnului Hristos, n-a rămas fără rezultat, pentru că Scriptura ne spune că au venit niște îngeri să-i slujească, să-l întărească.
Când ne pare că nu se mai poate, Scriptura ne spune că nu există nicio încercare, nicio ispită care să vină asupra noastră și care să n-aibă măsura potrivită, pe care să nu o putem birui. Domnul știe cât ne dă și știe și să ne întărească atunci când trecem prin astfel de momente. El ne poate da gramul ăla de putere pe care noi nu credem posibil. Domnul ne poate da întărirea pe care noi nu o vedeam. Gândiți-vă la cei care au intrat în închisoare, la cei care au suferit pentru Domnul Hristos și care au reușit să sufere totul până la capăt, pentru că în momente dificile primim har special. Pavel și Sila cântau cu picioarele în butuci în temniți. Noi am fi protestat. Eu unul probabil aș fi protestat cât de nedreaptă e situația. Ei cântau. În momentul în care sunt bătuți pentru prima dată cu nuiele, ucenicii spun că se bucurau. Zice Scriptura, se bucurau că au fost învredniciți să sufere pentru numele Lui. Au primit măsura aia de har ca să poată trece peste evenimentul rău, peste evenimentul neplăcut, peste încercare. Domnul Hristos, după ce vedea de... îi se pare de neacceptat, vede paharul ăsta, potirul cu păcat și spune, Doamne, dacă e cu putință, fă să treacă, să nu trebuiască să beau. Sfințenia absolută, întâlnindu-se cu păcatul în forma cea mai gravă și enormă. Și Domnul Hristos ascultă, face voia Tatălui și rezultatul care este? A fost întărit. Mai târziu spune, va vedea o sămânță de urmași și sufletul lui se va înviora. Există răsplătire. De asta Domnul Hristos a fost înălțat mai presus de orice nume. A fost înălțat pe cel mai mare loc posibil în care poate fi înălțat cineva. I s-a dat toată puterea, toată autoritatea, toată gloria. Pentru că a știut să fie ascultător și a ascultat în mod perfect de Tatăl. Le-a făcut voia și a fost întărit, a fost izbăvit. La fel și noi. Să învățăm că atunci când credem că nu se mai poate, ascultarea de Domnul aduce biruință și aduce pace. Cine erau vrăjmașii despre care vorbește David? Vrăjmașii găsim și în viața Domnului Hristos. Și majoritatea vrăjmașilor Domnului Hristos nu erau atei. Nu erau cei care n-au auzit să niciodată despre Dumnezeu. Cei mai înverșunați vrăjmașii Domnului Hristos erau oamenii religioși. Erau oamenii care stăteau cu sunurile Scripturii în față. Și ei sunt gata să pună un preț pe viața lui. Sunt gata să-l persecute, sunt gata să spună minciuni, sunt gata să-l ucidă. De foarte multe ori și noi avem de-a face cu oameni religioși care ne stau împotrivă. Și nu ne sunt vrăjmași nouă, ci sunt vrăjmași ai adevărului, cum spune Pavel. Domnul să ne ajute să putem să răspundem vrăjmașilor cu dragoste, în speranța că într-o zi Dumnezeu îi va lumina. Cine n-are niciun fel de vrăjmășie, cine n-are niciun fel de opoziție, s-ar putea să nu știe nimeni că e credincios. Dacă viața lui n-arată nimic și nu reflectă nimic din Domnul Hristos. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Fă din Domnul speranța supremă. Atunci când toate în jurul nostru se clatină, atunci când nu mai înțelegem nimic din ce se întâmplă, să alergăm la Domnul. Să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările, toate poverile, toate lucrurile care... toate obstacolele pe care le vedem de netrecut. Și în momentul ăla, El intervine, El ne dă pace și spune Scriptura că pacea Lui întrece orice pricepere. Pacea Lui nu este ca pacea lumii. E o pace pe care nu poate explica nimeni. Cum poți să ai pace în mijlocul războiului? Cum poți să ai pace în mijlocul furtunii? Cum poți să ai pace când tot în jur se clatină? Ai pace pentru că nu e o pace care vine de aici, de pe pământ. Și nu e o pace pe care o putem fabrica noi oamenii sau mintea noastră,
ci o pace pe care Dumnezeu o toarnă din cerul lui. O pace care ne face să trecem peste frică, ne o pace care ne face să trecem peste probleme. Frica de a muri, cea mai mare frică. Frica de a vorbi în public, probabil vine după. Asta înseamnă să-L mărturisești pe Domnul, să nu-ți fie rușine de El, să poți să vorbești cu alții despre El și să nu-ți fie teamă nici de moarte. Astea au fost temerile pe care cei ce au fost al lui Hristos le-au înfrânt cu ajutorul lui în toate secolele. Nu le-a fost frică să moară pentru El și nu le-a fost rușine și frică să vorbească despre El. Dacă îl cunoaștem pe Domnul, să arătăm că nu ne este frică și că pacea Lui ne umple viețile. Amin.